Dacă vreodată vreun predicator ar îndrăzni, ar puteza să citească acest cuvânt în luna august sau septembrie sau octombrie, probabil că bisericile sau biserica sau ascultătorii ar fi foarte surprinși. Oare de ce se citește acest cuvânt acum, că nu s-a vorbit de înviere? E adevărat că ideea centrală a pasajului pe care noi l-am citit este legată de învierea Domnului Iisus. Însă în cuvântul acesta sunt foarte multe alte învățături frumoase și acelea. Doi ucenici mergeau spre un sat numit Emaus și se spune aici că satul acela era la o depărtare de aproximativ 60 de stadii de Ierusalim. Dacă este adevărat că o stadie înseamnă aproximativ 192-195 de metri, drumul acesta ar putea fi aproximat ca fiind un drum de 11 km. Un drum pe care doi oameni adulți care merg hotărât l-ar putea parcurge în 2 ore, iar dacă merg și povestesc, poate în 2 ore jumate sau în 3 ore chiar. Pe când eram copil, am făcut drumuri de felul acesta de sute de ori. De sute de ori. Recordul meu era undeva la ora 40, la 11 km de mers așa, fără să te oprești, să dai cu pietre. Ei bine, oamenii aceștia plecau dinspre Ierusalim, spre Emaus și se îndreptau spre apus. La cea de seară, soarele se lăsa și privirea lor îl avea mereu în față și soarele apunea peste Țara Sfântă, dar și peste speranțele lor. Oamenii aceștia mergeau discutând priși despre lucrurile care s-au întâmplat în vremea aceea și pe care le-ar fi vrut altfel. Am auzit spunându-se că ei nu l-au putut identifica pe Domnul Iisus pentru faptul că lumina soarelui care cobora spre asfințit le bătea în față și era foarte puternică. Vedeți, când conducem fie dimineața și ne îndreptăm spre răsărit, fie după masă și ne îndreptăm spre apus, soarele ne luminează atât de puternic și avem dificultăți în a vedea uneori chiar și semafoarele. S-a spus că ucenicii ăștia doi au avut dificultăți în a-L identifica pe Domnul Iisus din cauza acelei lumini puternice a soarelui care cobora spre asfințit și care le venea chiar în față. Însă dacă citim cu atenție relatarea Scripturii, înțelegem că acolo n-a fost vorba despre un efect optic. Pentru că efectul acela optic a încetat, în mod ciudat, dacă a fost așa, atunci când au intrat în casă. Au stat cu el la masă și abia atunci când el a frânt pâinea și a binecuvântat-o, abia atunci li s-au deschis ochii. Luca este foarte exact în exprimarea sa și spune ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. Iar apoi când erau în casă, citim că li s-au deschis ochii. Vedeți dumneavoastră, ochii aceștia fizici cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, ne-a binecuvântat. Ei doar preiau informația, dar procesarea informației se petrece într-un alt loc, în lăuntru nostru. Acolo era problema celor doi ucenici, nu la nivelul ochilor fizici. Acolo, în lăuntru, unde se procesau informațiile. Nu o să intru în detalii care țin de domeniul psihologiei, dar aici înțelegem că una din piedici era necredința lor în cuvântul Scripturii. Domnul Iisus le-a spus un cuvânt dojenitor. Zăbavnici cu inima i-a numit atunci când este vorba să credeți ceea ce spun Scripturile. Aceasta era problema care împiedica ochii lor să-L vadă pe Iisus. Și iarăși zic, nu era vorba de ochii fizici, cu ochii fizici îl vedeau. Necredința. Și aceasta este, să știți, o problemă foarte mare și o problemă foarte gravă. Altădată ne poate împiedica să vedem realitatea așa cum este ea, simpatia sau antipatia. Câteodată ai un predicator care ți-e simpatic, îți place de el.
și spui amin și că nu e cazul dacă predică el. Câteodată nu-l ai la inimă și poate spune orice, că stai și aștept să termine cumva și spui amin numai când el zice amin, adică la capătul predicii. Sunt atât de multe lucruri care ne împiedică să vedem realitățile din jurul nostru. Dar în seara aceasta v-aș îndemna spre final să ne rugăm așa cum s-a rugat psalmistul în psalmul 119. Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate ale legii tale. Deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate pe care Tu le faci în viețile noastre. Deschide-ne ochii să vedem lucrarea Ta în lume în ziua de astăzi, pentru ca să putem să fim părtași la ea și să nu fim piedici în calea derulării ei. Hristos este viu. Problema lor era aceea că se uitau la toate lucrurile cu ochii omenești și gândeau toate aceste lucruri cu gândire omenești. Data trecută, când am vorbit din pasajul acesta, am spus că ei trebuiau să privească, sau era de așteptat pe ei să privească evenimentele prin lentilele Scripturii. Cuvântul lui Dumnezeu este singurul care ne poate ajuta să înțelegem adevărata semnificație a evenimentelor care se petrec în jurul nostru. Câte vreme încercăm să înțelegem lucrurile, evenimentele, realitățile, altfel de cum le arată Cuvântul lui Dumnezeu, avem dificultăți, ne întrebăm oare de ce suntem prinși, descurajați, împovărați și așa mai departe. Dar atunci când privim la toate evenimentele acestea prin lentilele Scripturii, atunci ele capătă conturul adevărat. Înțelegem lucrarea lui Dumnezeu și ne bucurăm de ea. E adevărat, ucenicii aceștia s-au întors și au vrut ca prin cuvintele lor să încurajeze și pe cei din mijlocul cărora nu cu multă vreme înainte plecaseră. Plecau din Ierusalim spre Emaus cu o mulțime de întrebări. Și acum din Emaus plecau spre Ierusalim cu răspunsuri. Și știau că în Ierusalim au frați și surori care se luptă cu întrebările. Aveau acum răspunsul și de aceea s-au dus să-L împărtășească. Dragii mei, noi copiii lui Dumnezeu care credem în Înviere, avem răspunsul. Lumea are întrebări. Eu și tu avem răspunsul, dacă credem în Hristosul Înviat. Aș vrea să încheiem părtășie din seara aceasta cu o rugăciune de mulțumire. Am să vă invit pe toți cei prezenți să vă ridicați împreună cu mine și în seara aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu Tatăl pentru că L-a dat pe Domnul Iisus să moară pentru păcatele noastre și pentru că L-a înviat și prin această înviere a dat dovadă că ne-a socotit neprihăniți. Ne rugăm împreună.